Avem nevoie așadar de modificarea cadrului legislativ pentru a putea evacua în regim de urgență clădirile care sunt declarate a fi urma expertizei pericol public pentru a demara procesul de consolidare în paralel cu garanția pe care Primăria Generală o oferă locuitorilor, locatarilor acestor imobile că perioada în care vor trăi într-un alt apartament, într-o altă locuință pusă la dispoziție de Primăria Capitalei nu va fi o perioadă foarte îndelungată, pentru că și acesta a fost unul dintre motivele de refuz, dar aceasta este menirea administrației municipale pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic să realizeze aceste lucrări extrem de dificile și deosebite într-un timp cât mai scurt, și pe această cale vreau să